Am înțeles că te-ai îmbogățit, gata, ce erai tu bogat, dar acum, e adevărat, ai deschis sau deschis o sală. Am făcut un efort o sală de evenimente, o sală de nunți. Am făcut un efort financiar, am deschis un salon de evenimente, se cheamă London Events Hall. Cum se cheamă? London Events Hall. Deci ce legătură e cu Londra? Era București, încercat, nu? Da, am încercat să aduc aerul, eleganța și rafinamentul metropolei londoneze. Și am adus-o aici, în centrul capitalei, la kilometru zero, la Hanul Cutei. Este un concept diferit. Și avem imagini. Dar e frumos și mare. Da. Câte lume încape? 200 de persoane. 200 de persoane. Da. Deci nu și botezuri. Acum, da. Ai hotărât să te îmbogățești la 50 de ani. Că abia erai bogat. Am făcut un efort financiar să fac aici această investiție. Îmi place foarte mult cum a ieșit. Am trecut de la ritualul ăla cu față de masă, cu... Nu, e puțin cristal, cu marmură. Nu se stă în picioare, e bufet suedez, da? Nu. Dar câtă sticlărie e și... Da. Câți bani ai băgat? Hai, sincer. Nu contează, că doar am făcut un efort financiar pentru... După cum arată, sunt sute de mii de euro. Nu contează cât am băgat, îmi doresc foarte mult ca... Dar de ce nu ai care, Tottenham? Vor veni să organizeze evenimente. Ilie a jucat la Tottenham o perioadă. Și la West Ham. Și la West Ham, exact. Da. Se vor simți foarte bine într-un cadru inedit. Cred că este o locație exclusivă în momentul de față, la felul cum am aranjat-o, decorat-o în interior. Cred că imaginele vorbesc. Deci la Hanul Cutei, dar acum avea o expoziție de pictură. În trecut a fost, nu mai a fost cea mai mare consignație, cea mai mare galerie de artă din România. Dar de mult. Tu ai inclinația asta, la un moment dat erai poreclit pictorul, pictai chiar, nu? Te-ai pe lăsat. Teren, pe teren. Nu mai pe teren pictai. Auzi, Ilie, deci să zicem că ai băgat 200 de mii, ai avut de unde sau împrumutat de la bancă? Începem cu banii, că așa e la români. Da, nu te-ai... nu m-am schimbat în bine, nu? Ai dreptate. Nu, este un efort financiar. Din economiile pe care le-am avut, Ai făcut economii. Vorba bietului Teașcă, ți-aduce aminte când și-a luat o vilă la Sinaia? L-am prins pe Titi Teașcă, m-a antrenat la UEFA 87, lotul de juniori. Da. Nu, am avut și a luat o vilă la Sinaia și cum era pe vremea, l-a întrebat de unde, din meseria de antrenor, știi bine că erau bani negri, aveai pe ștat 2500 și ca să te duci îți mai dădea 200 de mii. Și el a zis da, zice, n-am băut și n-am fumat și a făcut o vilă la Sinaia. Bun, hai să ne întoarcem la salonul de nunți, care într-adevăr este impresionant. Ceva de revelion? Revelionul acolo? Nu, aici nu vom organiza un eveniment. Numai evenimente private, nunți și botezuri. Și bineînțeles, dacă există petreceri de sfârșit de an, vom lua în calcul și acest lucru. Ah, deci nu ne putem înscrie la Revelion. Deci că ne facem discount. Avem o altă zonă, pentru Revelion. Dar mai ce suprafață are hanul ăsta cu tei? Cât e? 1142 de metri pătrați. Da. Și ești proprietarul lui de când? Da, din 2004. 2004 încă. Oho, din 2004. Cât l-ai luat atunci? Hai, zi, nu ieftin. Mai... Ieftin. Ieftin, am avut noroc, ieftin.